10 iunie, la cules de cireșe. Deja de aici, din ăsta, am luat vreo 3 plădițe, a patra acolo o să completez. Aproape că nu se cunoaște, deci am luat doar ce a fost foarte copt. În rest e, pua, e full, full, full. Au legat, nici nu mă așteptam să fie chiar în stare așa bună, după atâta ploaie. Nu sunt crăpate, nu sunt foarte frumoase. Super cireși. Și încă mai are o groază asta. Uite și inele aici. Poate nu sare în ochi, nu sunt chiar roșii. Foarte multe. Deci la 4 lăs, luate din el. Și acum am trecut la asta, la inimă de porumbel. Asta e... Ascultăm și meciul lui Halep. Foarte frumoase. Mari sunt, mă? Sunt. Ciorchin de struguri. Da, zici că ciorchin de struguri. Tot așa luăm cei negru. Poate se văd are acolo super negre. Și restul peste 3 zile, să zic. Iar ăsta rămâne pentru consum. Astea cele mai bune, cele mai gustoase. Am mai restricat între ele, dar asta e mai sensibil. Ăsta, în schimb, ia uite aici. Full. Un an bun, nu mă așteptam. Probabil și astea au ajutat foarte mult. Foliile astea, că n-au crăpat. După ta ploaie. Spor la treabă.